seara. Sau, pentru unii, bună dimineața. Foarte multă lume spune că videolocul este ceva de genul loc TV. Răspunsul este în felul următor. Pentru București, videologul înseamnă ceva de genul în felul următor. Se dă navetistul de la T1, care este susținut de București, și e liniște în București după ce pleacă el. Și non-navetistul de la T2, pe București. Ce aude București? Toate balivernele de la navetistul T1. Despre orice, oricine. Fiind naiv și credul și fudul, apare acea fază. Aici, Radio România Actualități, preluăm informația de la T1 ca și bună, că non-navetistul București de la T2 își bate joc de cel de la T1. Și uite așa ajunge un caz aparte interesant. Radio România Actualități sau DGFM sau Europa FM sau toate cele care au același gust fac preluarea de la navetistul bucureștean sau așa spre București T1 față de bucureșteanul sau ploieșteanul non-navetist T2. Practic, la ei, acea informație este corectă. În momentul de față, există și o lege penală pentru împrăștirea ceea ce se cheamă fake news sau știri false. Practic, ați văzut cum e București? Nu, toată lumea. Zunze, gălăgie, toate cele. Ce se aude în București? Nu e în Ploiești. În momentul când vin la Ploiești, ei susțin cauza București. Navetist decât non-navetist București. Și o susțin ca Radio România Actualități, conform legii și nu știu ce, este o televiziune LUC TV. Îl bălăcărește pe cel de la T1, numai că ei, când vin în Ploiești, o țin pe-a lor. Țipă și urlă, ca la Radio România Actualități, zi de zi, oră de oră, ceas de ceas. Stai să vezi când vin și băieții cu epoleți. Același lucru va spune. Noi susținem cauza ploieșteanului navetist spre București de la T1. Pentru că e băiețaș, ne spune adevărul, nu ne spune fake news. Iar în momentul când încep să-și facă transferul, să deslușească cazul, încep să urle ca radio-ul, sau Radio România Actualități, Europa FM, DGFM. Și constată de fapt că s-au făcut de râs. Ei n-au verificat dacă e știrea reală sau falsă. Punct.
Ei încep cu, conform legii audiovizualului, nu știu ce, la 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 la
în provincie și caută un caz sau încearcă să repare un caz, să scoată ițele din acel caz, ei sunt setați. Aici, Radio România Actualități, IC, Radio Constanța, IC, DGFM, Voasi, Europa FM. Toate mănâncă același ton sau au același ton și când vin aici, cum să fie cel de la T1 răspundat de vonuri proaste, da? Și celălalt să fie cinstit. Greu de crezut. E un lucru necinstit. După care încep să facă crize de nervi. Mai au o oglindă, mai au o mașină spartă, mai au o zgârietură pe mașini, mai au o înjurătură, mai au o piatră în cap. Iată ce au susținut. Navetistul Ploiești Dean către București de la T1 are dreptate în București. Când vin în Ploiești, mutați disciplinar sau din propria inițiative se rezolve un caz aparte, rămân perpleși. De ce oare? Din două motive. Cel puțin. 1. Ai crezut fake news-ul sau știrea falsă. 2. Omul acela care împarte, împrăștie fake news-ul sau știrea falsă este luat de bun. Este ca și în povestea aceea cu lupul, lupul, lupul. Și a venit lupul. Corect? Corect. Și mai era cineva? Era pe dracu. Astăzi ați aflat cum și-au pierdut o liniuță de pe epolet. Polițistul, militarul, comandantul, jandarmul, mai sunt, parchetul militar și toate cele. Pentru că au preferat să creadă fake news-ul, nu real news. Ei sunt buni, gândesc, sunt deștepți. Știrile. T1, T2. O seară plăcută.